Începând de sâmbătă 8 mai, sălăjenii care doresc să se vaccineze anticovid se pot prezenta în centrele de vaccinare fără o programare prealabilă. Sălăjenii cu vârsta de peste 60 de ani se pot prezenta oricând în intervalul orar de funcționare a centrului 8-20, iar cei având vârste de până la 60 de ani se pot prezenta pentru a se vaccina începând cu ora 14. Cei care s-au hotărât să se vaccineze fără programare, doar cu buletinul, pot opta pentru tipul vaccinului în funcție de fluxurile existente în centre. În centrul din Zalău se pot vaccina cu Pfizer și AstraZeneca, în Șimleu Silvaniei, Jibou, Cehosilvaniei, Hida, Sărmășag și Ilianda cu Pfizer, iar în Crasna se pot imuniza cu serul Moderna. În funcție de disponibilitatea dozelor de vaccin se pot aloca numere de ordine. Persoanele programate au prioritate la vaccinare.